Dacă te confrunți cu stres în viața ta, trebuie să urmărești acest video până la capăt. Bună, sunt Camalina. Iar eu sunt Daniel. Și împreună îți prezentăm această carte pe care am scris-o împreună, Stop Stress. 20+1 metode rapide de a scăpa de stres, fără medicamente de sinteză, psihiatri sau... popă! Cam despre ce am vorbit în această carte. În această carte am atacat dușmanul numărul 1 al tuturor psihologilor, stresul, și am urmărit să vedem ce este în spatele stresului și să înțelegem că nu stresul este adevăratul nostru dușman, ci că în spatele fiecărei forme de stres se află un conflict cauzator. Conflictele pot fi de diverse tipuri, poate fi un conflict de teritoriu, de natură sexuală, un conflict de devalorizare personală. Așa. Deci există tot felul de conflicte cauzatoare de stres, iar stresul de fapt este răspunsul conștiinței noastre în încercarea de a ne ajuta să rezolvăm aceste forme de stres cu care ne confruntăm, în încercarea de fapt de a ne ajuta să ne adaptăm la problemele din viața noastră. Atunci când noi ne confruntăm cu o problemă, conștiința încearcă să ne ajute, creând în corp această formă de stres. Și ce se petrece este că modifică curgerea energiilor în corp și dinamica tuturor sistemelor, la modul că va lua energie dintr-o parte, extremități și sistemul digestiv, și va transfera acea energie la nivelul sistemului nervos pentru a avea o stare de hiperluciditate și pentru a fi capabil să găsim acele soluții cât mai eficiente pentru rezolvarea problemelor noastre. În momentul în care noi reușim să găsim soluții eficiente pentru problemele noastre, ce se petrece este că începem să ne relaxăm și scăpăm de stres. În această carte pe care tocmai v-am prezentat-o, noi am creat un sistem de identificare a conflictelor și, pe de altă parte, de relaxare care să ne permită să ne repoziționăm în viața noastră față de problemele pe care le avem și, în același timp, să ne ajutăm și corpul să intre în stare de relaxare, de vagotonie și să ne susțină mai bine în procesul nostru de adaptare la problemele noastre. Deci este important să învățăm să ne relaxăm și în carte am vorbit despre câteva metode eficiente și foarte practice care să ne ajute să ne relaxăm, pentru că doar atunci când ne relaxăm, învățăm să evaluăm corect problemele cu care noi ne confruntăm, să ne repoziționăm într-un mod constructiv față de ele și să găsim soluții optime care să ne ajute să ne ușurăm, să ne îmbunătățim viața și să urcăm la următorul nivel până la urmă. Ceea ce este foarte important este faptul că această carte, după cum vezi, este o carte subțire. Nu este o carte groasă, precum o Biblie sau o altă carte foarte stufoasă, foarte complexă, nu. Este o carte subțire, este o carte practică, așa cum spunea Cama, și este o carte foarte ușor de aplicat. Este o cale mai ușoară și mai eficientă de a gestiona stresul. Ei bine, dacă ești stresat, știi și tu, ai două opțiuni. Opțiunea 1 este să apelezi la un psiholog sau la un psihiatru dacă este o problemă foarte gravă. Și dacă mergi la un psiholog, vei plăti cel puțin 100 de lei, cel puțin 100 de lei pentru fiecare ședință. Ei bine, dacă vrei să investești în această carte, de fapt investești în tine, și investiția este
jumătate din prețul unei singure ședințe de psiholog. Adică investiția în această carte este de doar 49 de lei plus taxa de transport pentru a te bucura de tot ceea ce ți-am spus referitor la această carte. Dacă vrei o metodă mai eficientă de a intra în posesia informațiilor din această carte, ai și opțiunea de a achiziționa varianta electronică a cărții. Este vorba de fișierul PDF pe care îl vei putea downloada în telefonul tău sau în computerul tău, în laptopul tău sau pe tableta ta imediat după ce achiziți această carte și este vorba de doar 35 de lei și nu mai plătești taxa de livrare. Așadar, dacă ești curios de toate exercițiile practice și de toată informația foarte valoroasă pe care am pus-o în această carte, te invităm să accesezi linkul de mai jos și să faci comanda chiar acum. Îți mulțumim și îți urăm lectură plăcută. Și așteptăm un feedback după ce ai citit cartea să ne spui și nouă cum și cât de bine te-au ajutat toate aceste informații prețioase din această carte. Îți mulțumim! Pa! La revedere!